Natura este minunată, atrăgătoare și uneori pare desprinsă din povești fantastice. În norocul nostru, natura a dăruit aproape fiecarei țări pe acest pământ o varietate de peisaje și experiențe minunate. Totuși, putem spune că a fost puțin subiectivă atunci când a dăruit aceste daruri, deoarece unele țări par să fi primit mai mult decât altele. De la terenuri uscate până la litoraluri spectaculoase, de la munți înalți până la văi adânci, și de la păduri luxuriante la peisaje aride, unele țări au fost extrem de privilegiate în ceea ce privește frumusețea naturală. Dar, în final, asta nu contează, nu așa? Important este că oricine poate să le viziteze și să se bucure de ele. De la Noua Zeelandă până la Norvegia, iată câteva dintre țările cu cea mai bună geografie și care au cele mai uimitoare atracții naturale pe care ar trebui să le vizitezi. Tanzania Tanzania este o țară din Africa de Est binecuvântată cu o abundență de minuni naturale, de la munți la animale sălbatice și multe altele. Cel mai înalt munte din Africa, Kilimanjaro, se află în această țară, iar Parcul Național Serengeti, care găzduiește cea mai mare migrație anuală de animale din lume, se află tot aici. Tanzania se mândrește și cu alte caracteristici geografice fantastice, care includ o coastă magnifică, cratere de vulcani, păduri luxuriante, cascade și mai multe insule, în special faimosul Zanzibar, unde orice călător își dorește să ajungă. Și să nu mai vorbim de lacul Victoria, cel mai mare lac tropical din lume și cel mai mare din Africa, și de lacul Natron, periculos de alcalin. Nepal. Situat în Asia de Sud, Nepalul este renumit în special pentru că are cele mai înalte vârfuri din lume. Având 8 din cei 14 cei mai înalți munți din lume, nicio altă țară nu se apropie. În timp ce muntele Everest, Anapurna și Himalaya sunt nume naturale familiare, Nepalul găzduiește de asemenea un număr rezonabil de văi, lacuri, animale și animale sălbatice unice, râuri, lacuri glaciare și dealuri magnifice. În această țară frumoasă nu ai decât de ales, dar iubitorii de natură cu un interes special pentru munți vor găsi Nepalul deosebit de interesant. Australia Australia este o țară cu o natură diversă, iar a trăi sau a călători în această țară fascinantă este la fel de bine ca și cum te-ai reîntâlni cu natura. Fiind a șasea țară ca mărime din lume, are avantajul unei vaste suprafețe de pământ, acesta fiind unul dintre motivele pentru care atât de multe minuni ale naturii își găsesc confortul acolo. Având una dintre cele mai lungi coaste din lume, Australia găzduiește cel mai mare număr de plaje de pe glob, iar zona sa centrală este renumită la nivel mondial. Australia găzduiește de asemenea atât de multe minuni naturale impresionante, cum ar fi Marea Barieră de Coral, Insula Fraser, Pădurea Tropicală Daintree și multe altele care nu pot fi găsite nicăieri altundeva în lume. Islanda Islanda este o țară care reușește întotdeauna să uimească vizitatorii cu atracțiile sale naturale. Această țară se mândrește cu o diversitate de peisaje, frumusețe naturală și fenomene neobișnuite care captează atenția turiștilor la nivel global. Aici se găsesc de toate, de la ghețari impresionanți la gheizere, peșteri de gheață, vulcani și cascade captivante, printre altele adaugă toate acestea la plajele cu nisip negru și diamante, la Aurora boreală și la soarele de la miezul nopții și se poate spune că Islanda este definiția perfectă a naturii. Statele Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii este una dintre cele mai mari țări din lume și ca urmare găzduiește o mulțime de atracții naturale uimitoare. Peisajul Statelor Unite este foarte divers și în ciuda faptului că este atât de dezvoltat, multe dintre atracțiile sale naturale au rămas neatinse. De la Marele Canion din Arizona la plajele și insulele din Hawaii, până la Valea Morții din California, țara este bogată în atracții naturale. Mai mult de 60 de parcuri naționale au fost create în această țară pentru a proteja toate aceste înzestrări naturale, și cu acest lucru, fără îndoială că va fi greu să te decizi de unde să începi să explorezi aici. Canada. Canada este a doua țară ca mărime din lume, iar imensul său teritoriu este plin de o mulțime de atracții naturale care vor satisface toate poftele orice se caută de la natură, Canada are un răspuns pentru asta. Peisajul său este divers și combină peisaje incredibil de naturale cu aventuri interesante. De la fiorduri dramatice, lacuri și munți, până la animale sălbatice, păduri și ghețari, Canada găzduiește cu mândrie natura în toată splendoarea ei. Noua Zeelandă Noua Zeelandă este un paradis pentru toți iubitorii de natură, deoarece țara este binecuvântată cu atât de multe minuni naturale și peisaje naturale incredibile. Țara găzduiește unele dintre cele mai frumoase lacuri din lume, precum și munți impunători, fiorduri superbe și plaje pitorești, care se completează reciproc în frumusețe și mai este și mai mult, în timp ce Frumusețea este punctul culminant al acestor atracții, ele oferă de asemenea oportunități pentru o gamă largă de aventuri. De exemplu, Milford Sound oferă experiențe uimitoare de croazieră, în timp ce Tongariro este unul dintre cele mai bune locuri de drumeție din țară. Așadar, există ceva pentru toată lumea aici, Elveția. Elveția este o țară pitorească datorită peisajului său divers, care este plin de atât de multe minuni naturale. Aici se va întâlni o vegetație verde și frumoasă, o mulțime de munți înzăpeziți și lacuri superbe, precum și alte câteva dotări naturale care reflectă generozitatea naturii din țară. Pentru călătorii care iubesc să admire înzestrările naturii într-o țară relaxată și senină, unde timpul se mișcă încet, Elveția este locul potrivit, iar acolo cu siguranță vei fi răsfățat cu opțiuni. Indonezia Indonezia este una dintre destinațiile turistice de top din lume cu un motiv întemeiat. Personal am vizitat-o de trei ori. Țara este spectaculoasă din punct de vedere natural, iar mulți vor fi de acord că Bali, capitala sa turistică, este la fel de frumoasă ca și paradisul cu peste 100.000 de kilometri de coastă, peste 17.000 de insule și aproximativ 50.000 de kilometri pătrați de recife de corali, Indonezia împachetează o abundență de atracții naturale și frumusețe. Dincolo de Bali, vizitatorii pot păși în insulele Sumatra, Komodo, Der și Raja Ampat, unde plaje fermecătoare, animale sălbatice, păduri tropicale luxuriante, munți și alte atracții naturale îi așteaptă cu brațele deschise. Norvegia o listă a țărilor cu cele mai bune atracții naturale nu ar fi completă fără a menționa Norvegia, țara nordică înzestrată cu o abundență de fiorduri, corpuri de apă superbe și un peisaj de o frumusețe copleșitoare. Deși frumoase, atracțiile naturale din Norvegia nu sunt doar pentru priveliști, ci și pentru aventuri. Astfel este deosebit de incitant să știi că te plimbi prin cel mai lung fior din lume sau că faci o drumeție până la vârful Trolltunga, cea mai impresionantă stâncă din lume. Norvegia găzduiește de asemenea atât de multe alte atracții naturale uimitoare, cum ar fi aurora boreală, soarele de la miezul nopții și o abundență de cascade. Astfel încât există ceva de văzut la fiecare pas pentru iubitorii de natură din această țară. Brazilia Brazilia este cea mai mare țară din America de Sud și de asemenea cea mai mare în ceea ce privește atracțiile naturale. Pădurea tropicală amazoniană este deja unul dintre cele mai mari daruri ale naturii pentru Brazilia, și indiscutabil țara găzduiește cea mai mare biodiversitate de plante și animale din lume. Peste 40.000 de specii de plante se află în țară, inclusiv o armată de animale diverse. Cea mai mare zonă umedă din lume, Pantanal, se află de asemenea în Brazilia, precum și unele dintre cele mai bune plaje din lume, o mulțime de cascade, alte păduri uimitoare și munți. Se poate spune cu siguranță că natura a fost într-adevăr părtinitoare aici. România În loc de concluzie, vom face o mențiune specială în episodul de astăzi: România. Deși putem părea subiectivi în această alegere, România este o țară unică din punct de vedere geografic, nu-i așa? De la delta Dunării și munții Carpați până la plajele de la malul Mării Negre și regiunile de deal și podiș din Transilvania, țara noastră găzduiește o multitudine de atracții naturale fascinante. Poate că promovarea mai eficientă a acestor atracții turistice și geografice ar putea să pună țara noastră pe harta turismului mondial, precum alte state prezentate în episodul de astăzi. Dacă vrei să vezi mai multe despre atracțiile României, îți recomand acest episod pe care l-am postat recent, cele șapte minuni naturale ale României. Îți las un link în descriere. Mulțumesc pentru vizionare!